Iată, s-a încheiat ziua de vot. Suntem aici prezenți în sediul PSD, doar câțiva colegi, pentru că restul colegilor noștri se află încă pe teren. Vreau să le mulțumesc în primul rând tuturor botoșanenilor din fiecare colț al județului care s-au prezentat la vot și au înțeles însemnătatea și puterea votului de astăzi. Categoric suntem încrezători că vom avea un rezultat bun la nivelul fiecarei localități, pentru că în fiecare localitate am selectat cei mai buni candidați. Vreau să le mulțumesc colegilor mei care au fost alături de mine și de Cosmin pe tot parcursul precampaniei și al campaniei electorale, miilor de membri PSD care au fost implicați în această perioadă în transmiterea mesajelor noastre către toată populația județului. Sunt ferm convinsă că mâine dimineață vom avea acele rezultate pe care le așteptăm. Suntem încrezători și, cum îmi place mie să spun, cu bunul Dumnezeu înainte. Indiferent de rezultatul din această seară, toată echipa de la PSD Botoșani va munci cu aceeași determinare pentru fiecare localitate a județului. Suntem pregătiți să facem numărătoarea paralelă, așa cum am făcut-o de fiecare dată de aici, din sediul PSD. Îi așteptăm pe colegii noștri care sunt pe baricade în acest moment în fiecare secție de votare, pe candidații noștri care, iată, în această seară nu sunt alături de noi pentru că au optat să asiste la numărarea voturilor. Și sperăm să fie bine pentru fiecare candidat pe care noi sau căruia noi i-am dat încrederea pentru comunitatea în care candidează. Le mulțumesc tuturor și pe măsură ce vor apărea primele rezultate, vi le vom comunica în timp real. Mulțumesc botoșănenilor care ne-au votat, le mulțumesc și botoșănenilor care nu ne-au votat, pentru că așa este în democrație. Votul se respectă indiferent dacă a mers către un partid de stânga sau către un partid de dreapta. Mulțumesc, dragi colegi, și Doamne ajută!